Cu un an în urmă am publicat clipul despre fotbaliștii români care au refuzat să se transfere la o echipă mare. Atunci am vorbit despre cum putea ajunge Nicolae Mitea la Barcelona, dacă și-ar fi dat interesul. Am vorbit și despre Cristi Chivu, care a fost aproape de un transfer la Real, însă a ales să rămână la Inter. Despre Florin Costea, care era în vizorul lui Atletico, Mirel Rădoi, care a fost dorit de Inter, Cristi Tănase, ce putea merge la Olympic Lyon, și Alexandru Maxim, care a ignorat-o pe Milan, așteptând oferta celor de la Bayer Leverkusen. Ei bine, prieteni, astăzi vom vorbi despre alți români care la fel au fost aproape de un transfer la o echipă mare, însă din diferite motive mutarea nu a avut loc. Rămâneți aici! O să începem cu cel mai vechi caz și apoi vom continua în ordine cronologică. Primul despre care vom vorbi este Ion Țopvoinescu, unul dintre cei mai mari portari din istoria României. După ce a devenit de două ori campion național alături de Steaua, în 1952 a plecat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Helsinki. Acesta i-a impresionat atât de mult pe finlandezi încât aceștia l-au numit cel mai bun portar din lume. După asta, firesc, mai multe cluburi mari din toată lumea și-au dorit să-l aducă pe Voinescu. În 1956, românul a fost ofertat de Arsenal, însă transferul nu a putut fi convertit, așa cum regimul comunist impunea interdicții. Povestea s-a repetat și 5 ani mai târziu, când Voinescu a fost ofertat și de campioana Braziliei, Vasco da Gama. În 23 octombrie 1972, FC Argeș a bătut-o cu 2-1 pe Real Madrid în Cupa Campionilor. Unul dintre golurile piteștenilor a fost marcat de către Nicolae Dobrin, cel mai valoros fotbalist român din acea perioadă. Gâscanul era atât de bun încât ideea de a-l aduce la Madrid îl obseda pe Santiago Bernabeu, președintele clubului spaniol. Acesta chiar era dispus să ofere 2 milioane de dolari pentru a obține semnătura lui Gicu Dobrin, însă sistemul s-a împotrivit. Chiar Ceaușescu a fost cel care a făcut ca acest transfer să pice. Dobrin era considerat bun național și nu putea fi înstrăinat. Unii spun că, de fapt, nici fotbalistul nu-și dorea să plece, iar alții că acesta a fost marele regret pe care prințul din Trivale l-a purtat în inimă toată viața. Universitatea Craiova din anii 70 și începutul anilor 80 ai secolului trecut era probabil cea mai frumoasă echipă din România. Chiar mai mult de atât, oltenii reușeau să uimească toată Europa. În 1982, albaștrii făceau furori în Cupa UEFA, iar cel mai bun jucător de la ei devenea ținta lui AC Milan. După cum ați dat seama, e vorba despre Ilie Balaci. Italienii chiar au venit la Craiova, au luat masa împreună cu minunea blondă, i-au promis 200.000 de dolari pe an și în final cele două părți au semnat un precontract. Balaci a început pregătirile. Era ferm convins că va avea un viitor frumos la Milan, însă a urmat o accidentare ce a transformat visul frumos în cenușă. În anii 90 ai secolului trecut, Olympique Marseille era una dintre cele mai puternice echipe din Europa și aș spune că era forța numărul 1 în Franța. În același timp, undeva prin Ghence a progresat cu pași mari un tânăr mijlocaș al Stelei, Denis Cherban. Francezii erau cu ochii în patru pe acesta. Era anul 1998 când Roland Courbis a făcut o ofertă în valoare de 2,5 milioane de dolari pentru Cherban. Însă Cristian Gațu a cerut 3 milioane, la care Courbis și-a retras oferta punând punct negocierilor. Mai târziu, francezul a argumentat de ce a renunțat atât de ușor la mijlocașul român. De fapt, îl fascina doar viteza lui Denis, însă un om care nu are joc de cap, care nu face deloc faza defensivă și nici măcar nu vorbește franceza, nu poate costa mai mult de 2,5 milioane, a spus Courbis. A mai trecut ceva timp, iar la Steaua au apărut alte tinere speranțe. Prin 2000-2001, la mijloc se impunea Eric Lincar. În acel moment, el avea 22 de ani. Până atunci, acesta deja devenise alături de roșii albaștri de două ori campion național și câte o dată triumfând în cupă și în supercupă, de asemenea bifând și 5 selecții. Și uite că așa din senin, patronul Stelei, Viorel Păunescu, declară că Real Madrid e dispusă să cheltuie 9 milioane pentru a-l transfera pe Eric. Fotbalistul a refuzat să prelungească contractul cu Steaua, visând frumos la o carieră pe Santiago Bernabeu. Galacticii însă nu au făcut următorul pas, iar tânărul mijlocaș, care prin gestul său l-a înfuriat pe Victor Pițurcă, antrenorul Stelei, a fost trimis la echipa a doua, iar de atunci, încet cu încet, a început să se stingă.
Daniel Pancu și-a început cariera la Poli Iași, unde a evoluat din 1994 până în 1996, apoi s-a mutat la Rapid și în următorii 2 ani avea să zguduie Giuleștiul cu talentul său. În 1999, Pancu a semnat cu Cesena, o echipă din Serie B. Abia mutându-se în Italia, tânărul atacant a aflat că este monitorizat de AC Milan. Diavolii milanezi îl urmăreau cu mare atenție, chiar fiind dispuși să-l oferteze. Însă Cesena a retrogradat în Liga 3, iar cei de la Milan au considerat că Pancu nu va face față în Serie A, renunțând la ideea de a-l mai aduce. Ulterior, după cum a declarat chiar el, Pancone a fost dorit și de alte echipe importante, Juventus, Chelsea sau Valencia, însă afecțiunea față de Rapid l-a împiedicat să meargă prea departe de Giulești. În 28 aprilie 2004, România o înfrângea pe Germania cu un categoric 5-1. Golul de 1-0 a fost marcat de tânărul de car, Mihai Țăpleșan, o mare speranță a fotbalului românesc. În acel moment, mijlocașul de 21 de ani evolua la Universitatea Craiova, echipa care l-a crescut și l-a lansat. La puțin timp după meciul cu Germania, Mihai a aflat de la antrenorul său, Mircea Rednic, că Arsene Wenger vrea să vorbească personal cu el. Țăpleșan chiar a și vorbit la telefon cu francezul, acesta i-a spus că îl urmărește de 6 luni și că este interesat la modul cel mai serios să-l transfere. Arsenal era dispusă să achite 3 milioane de euro plus 20% dintr-un viitor transfer. Însă Mircea Rednic, împreună cu Pavel Badea, președintele clubului, și Dinel Staicu, patronul, au considerat că Pleșan poate aduce mai mulți bani Craiovei, refuzând oferta lui Wenger. După asta, cariera lui Mihăiță ușor-ușor a început să degradeze. După ce în 2008 a refuzat oferta lui Inter în favoarea saudiților de la Al Hilal, care i-au propus un salariu mult mai mare, Mirel Rădoi a primit o ofertă de la un alt club important din Europa. În 2010, cei de la PSG și-au dorit să-l achiziționeze pe românul de 29 de ani în locul lui William Galas. Francezii au renunțat la fundașul lui Arsenal în favoarea lui Rădoi, pentru că acesta putea evolua pe mai multe posturi, și la mijloc și în defensivă. Atunci parizienii aveau resurse suficiente pentru a-l transfera pe Rădoi, așa cum Claude Makélélé trebuia să plece, eliberând locul. Însă în ultimul moment, celebrul mijlocaș defensiv a hotărât să mai stea un sezon, așa că PSG nu putea să-și permită să-i achite salariul și lui Makélélé și lui Rădoi, renunțând la română. FC Argeș, Unirea Urziceni și Steaua București au fost echipele pe la care a trecut Bogdan Stancu înainte să semneze cu Galatasaray. Primul sezon la Galata a fost unul modest, apoi galben-roșii l-au împrumutat pe Motan la Orduspor, tot în Turcia. Acolo, atacantul de 24 de ani exploda și după jumătate de sezon, în perioada de mercato din iarna lui 2012, acesta a apărut pe lista transferurilor potențiale pe care le poate efectua Inter Milano în timpul cel mai apropiat. Cu ceva timp în urmă, prin 2009, nerazurii la fel îl monitorizau pe Stancu, însă l-au așteptat să mai câștige experiență pentru a putea face oferta. Însă Motanul a început să marcheze tot mai puțin pentru Orduspor, treptat pierzând ritmul, iar cei de la Inter și-au pierdut interesul. Stancu a rămas în Turcia pentru tot restul carierei, păcat pentru talentul său. Noi trecem la cel mai recent caz. În vara lui 2019, după campionatul european de tineret, fundașul Ionuț Nedelcearu a fost foarte aproape de a semna cu AS Roma. Italienii au declarat din start că îl vor în calitate de rezervă pentru început, iar prețul de 4 milioane pe care îl impuneau rușii de la UFA era unul ce convenea Romei. Însă, din motive necunoscute, transferul a picat, iar fundașul de 23 de ani evoluează și în prezent în campionatul Rusiei. Atât pentru astăzi, prieteni, dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!